Un prieten patruped. Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa întâi. Emma și Adina sunt vecine. Ele locuiesc pe acea stradă. Cu ceva timp în urmă, Emma a primit un cadou special. Un pisoi pe nume Capucin. Capucin era jucăuș, nu stătea o clipă într-un loc și aducea multă bucurie familiei. Umbla liber prin toată curtea și uneori chiar dincolo de ea. În multe după amieze, cele două fete se jucau cu pisoiul, mai ales de-a fața ascunselea, și întotdeauna îl găseau. Emma și Capucin petreceau mult timp împreună. Ea îl hrănea, curăța după el atunci când Capucin împrăștia laptele și se jucau, Capucinii se așeza în brațe când venea de la școală și chiar dacă avusese o zi mai grea, o înveselea. Un adevărat prieten patruped. Într-o zi, când Emma a venit acasă, era foarte liniște. Mai întâi s-a concentrat și a început să-l caute pe capucin. Credea că doarme pe undeva. Deși, atunci când venea de la școală, pisoiul se bucura foarte tare. Apoi s-a îngrijorat, pentru că pisoiul nu era de găsit. Adina i-a adus vestea. Îl văzuse pe capucin departe de casă, într-o intersecție aglomerată. Ea și mama au coborât din autobuz la prima stație, în căutarea lui, dar nu l-au găsit. Emma ascultă și la început nu i-a venit să creadă. Întotdeauna avusese încredere în capucin că știe să se întoarcă acasă, oricât de departe ar fugi, dar de data aceasta trecuse atâta timp fără să apară. Fetița a intrat în casă, nu putea vorbi, doar suspina, iar lacrimile nu i se opreau de pe obraji. A doua zi la școală, Emma a stat singură în pauze, iar la lecția despre Pinocchio a făcut mai multe greșeli. Deși era foarte pricepută la scriere, gândul ei era la capucin, de parcă ar fi fost puia în clasă. În pauza mare, Adina a venit la învățătoarea Emei și a spus ce a pățit capucin pisoiul prietenei ei. Învățătoarea, a înțeles acum de ce Ema era atât de tristă și nu s-a putut concentra la ore. Când s-a întors din pauză, învățătoarea a întrebat-o pe Ema dacă ar ajuta o să stea de vorbă. Printre suspine, fetița i-a povestit cum pisoiul ei vesel și jucăuș fusese văzut departe de casă, de unde nu s-a mai întors. Și alți colegi au înconjurat-o încercând să-i aducă alinare. O colegă care avea pisoi i-a propus să-i aducă altul, tot un pisoi roșcat, un alt capucin, ca să scape de tristețe. Emma a înțeles că toți vor să o ajute să nu mai fie tristă și le-a mulțumit pentru grijă s-a gândit ce bine să ai prieteni cărora să le pese de tine. Apoi a răspuns colegei, mulțumesc, dar capucin a fost unic și așa va rămâne, n-am să-l înlocuiesc niciodată. Apoi fetița și-a dat seama de un lucru, am fost foarte fericită să am un asemenea prieten patruped. Amintirile cu capucin vor rămâne întotdeauna ale mele. Vă aduceți aminte ce a făcut Emma atunci când l-a pierdut pe capucin? Mai întâi a cuprins-o tristețea și a plâns. Apoi, la școală, a povestit prin ce trece. Tot acolo, colegii au fost lângă ea, iar ea le-a acceptat ajutorul. Ce altceva mai putea face într-o situație ca cea prin care a trecut Emma? Cu fiecare dintre aceste acțiuni ne putem simți mai bine. Este firesc ca Ema să fie tristă acum. Zilele următoare însă, ea a hotărât să facă diverse lucruri pentru a păstra amintirea lui Capucin. S-a apucat să completeze un album cu tot felul de fotografii pe care le avea cu Capucin. Mama i-a propus chiar și să planteze un copac. Lui Capucin sigur i-ar fi plăcut să se cațere și să se odihnească. Poate va da o mână de ajutor și la un adăpost pentru adoptarea animalelor pierdute. În grup, Vă invit să vă gândiți: Ce altceva ar ajuta-o pe Emma să depășească tristețea pierderii prietenului ei patruped. Nu uitați! Să ne prețuim prietenii, orice înfățișare ar avea aceștia.